Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Avem o, nu știm dacă e o caz de polițiști abuziv sau ingeniozitate în apărarea cetățeanului. Avem așa această situație. Deci la Cluj-Napoca mai mulți cetățeni au sunat la 112 exasperați de gălăgia provocată de niște motocicliști cu motocicletele lor într-o zonă a orașului. Relatează Știri de Cluj. Cum se înțelege acum? Dar puține lucruri mai enervante, sincer, decât motocicletele cu tobe de alea de competiție sau sparte sau nu știu care este treaba. Nu sunt motociclist, am tot respectul față de motocicliști, sunt simpatici, le fac loc în trafic. Cu excepția. Cu excepția celor care simt nevoia să trezească cât un cartier cu informația sonoră că ei au motocicletă. Nu, ai motocicletă, ok, asta e, mergi cu ea, vezi de viață, dar nu înțeleg de ce trebuie să tot cartierul să știe când treci tu pe stradă, știi? Deci super enervant, așa că înțeleg pe clujenii care au sunat la 112. Ăsta e sensul, mă iertați, achiziției. Deci oamenilor le place puterea. Vor o motocicletă de asta care ajunge la 100 de kilometri în 2 secunde. Și la un moment dat vor să chiar vor să ajungă la această performanță. Da, ajung și fără... Exact. Păi nu, dar au nevoie... Nu are legătură. Ba dacă ăla-i tu hazul să simți adrenalina aia, să ai vibrația aia, să, și ai nevoie de o linie dreaptă liberă, ceea ce trăi din nefericire spre trece doar noaptea sau pe circuite. Sunetul n-are legătură cu viteza, cu plecatul, cu linia dreaptă. Mică, are legătură mică și doi, dacă îți place adrenalina, îți place viteza, accelerația, toate astea, ok, dar du-te pe pistă și fă chestii, dar asta e în regulă, nu trebuie să faci pe stradă. Dacă n-ar fi așa, de ce ar mai pune aia difuzoare, nu, că vorbire mai aici, la mașinile electrice, ca să aibă și un sunet cât de cât în cabină? Nu. Deci dacă mergi... Nu, la mașinile electrice... Pe stradă pun difuzoare ca să le audă pietoni. Sunt două chestii diferite. Una aia cu călcatul și mai e una că la mașini de-astea mai de Doamne ajută, adică nu astea cetățenești, au niște difuzoare în interior. Cu sunet de motor. E prima dată când aud asta. Da. Îmi pare rău că n-ați aflat. Nu, n-am aflat. Eu, toți proprietarii de mașini electrice pe care îi știu, sunt super încântați de faptul că mașina este silențioasă și înăuntru este tot o altă experiență de condus. Nu cunosc niciun proprietar de mașină electrică care să spună, bă, mi-aș vrea să aud un diesel înăuntru. La mașini de-astea mai pricopsite, gen Porsche, ca să-ți dau și un nume. Asta, tu ai limitat. Tu ai proprietari de mașini de ăștia, de Duster, amărăciuni, care se bucură de liniște. Care au mai hau. Nu e Duster, e Spring. Duster nu e... E Spring, mamă, iartă-mă. Deci Luca acum știe ce face, el știe ce urmează și atunci simte că i-a scăpat gheruța și atunci îngustează foarte mult aria de cercetare, pentru că eu urmează să spun. Am o rugăminte. Proprietar de mașină electrică... 100%, nu, garantat. Care și-au pus înăuntru difuzor sau de diesel... Nu și-au pus, e din fabrică. Care au din fabrică să se audă motor înăuntru... Fabrică pus. Să ne dea și nouă un mesaj. Și Luca a zis, nu, stai că nu e la toate. Numai la astea. Deci cine are Porsche electric? Mai e o problemă. Cei care au Porsche electric la ora asta doarme. Da. Asta e posibil mai târziu să cere. Da. E eu pentru un anumit... Oarecare îndoială în privința asta. 100%, nu, deci... Crezi că le pune și cu bătaie de tacheți? Să aibă și un mic defect? Și poate cine știe, și o vibrație, știi? Da. Să vibreze, că e descentrat din brochenul. E doar o justificare pentru motocicliști, nu și o scuză, ca să revenim la ei. Asta cu mersul explicație, explicație, că tu m-ai explicat. Am explicat de ce, da. Bun. Deci revenind, a venit poliția chemată de cetățenii indignați la Cluj și i-a și amendat, dar pentru ce motiv? Aici cine? Pe motocicliști. Da. Lipsă trusă medicală, triunghiuri reflectorizante și stingător. Nu bă, cred. Băiete. Auzi, dar cric aveau? Bă, cric au, dar cric nu știu au. Dacă au coarbă și roată de rezervă. Auzi, dar eu aș vrea să-i văd pe motocicliști cu stingătorul după ei. Eu aș vrea să-i văd împins în spate. Da, cu roată de rezervă. Știi, și să se vândă cu roată de rezervă. Vreți normală sau de bicicletă? Bun, păi incredibil, serios. Deci unde e stingătorul, unde e trusa, unde e asta, nu sunt, în auziți? Bun. În ataș, da. Să-și pun ataș. Și polițistul, incidentul înregistrat
Băi, deci ardelenii ăștia au un tip de umor cu totul și cu totul special. Deci polițistul ăsta i-a trolat total. Și polițistul îi întreabă, e filmat. Pentru neprezentare trusă medicală. Două triunghiuri reflectorizante, că e înainte și mai înainte, cred. Extintor, sancțiune minimă 290 de lei. Mențiune aveți? Și clujenii n-au avut mențiune, au ridicat din numere. Au zis, asta e viața? Băi, niște contravenienți atât de civilizați, se rog, o plăcere să amendezi clujeni. Da. E, n-ai de unde să știi ce ton au avut și poliția, dacă vezi, ai mențiuni că te și bat. Polițistul i-a și certat. Le-a zis, păi, dar au sunat, măi, la 15, sunt 15 cetățeni, eu n-am treabă, vin aici să vă vânesc pe voi, nu știu ce. Da, și aparent e o portiță în lege pe unde se poate strecura amenda asta, oricât de caragios ar suna, pentru că e așa, articolul 8 din codul rutier, încă o dată știri de Cluj a documentat, zice, pentru a fi conduse pe drumurile publice, fiecare autovehicul, tractor agricol sau forestier și tramvai trebuie să fie dotat cu trusă medicală de prim ajutor, două triunghiuri reflectorizante și un stingător de incendiu omologat. Eu nu cred că am două triunghiuri în mașină, serios. Păi trebuie obligatoriu, că unul se pune în față și unul în spate, da. Stai, unul în față de ce? Moment. Poate vine din față, poate vine din spate. Știi, că ia paharul. Îți pune paharul plin și un pahar gol pe noptiere cu apă, că din... poate ți-e sete, poate nu ți-e sete. Da, teoretic vin... Auzi, dar teoretic vin dintr-un sens. Eu am toată trusa, fac un autodenunț. Băi... La mașina mea, dar cu 10 ani, unele materiale au expirat. S-a terminat bateria, la triunghi reflectorizant sau ce? Eu n-aveam triunghi. Și la un moment dat... La o mașină a lui taică mea, cu care mai merg eu, am găsit tot așa două și zic, mă, tată, de ce ai două triunghiurile astea? Dă și mie unul, așa? Și așa e, trebuie să ai două. A zic, las că eu unul. Și am pus, da, acum am unul în fiecare mașină, deci, câte un triunghi. Deci ai dublat șansa de a fi amendat că nu ai două. Păi nu e, pe de altă parte sunt în semi-legalitate. Deci poate scap cu avertisment. Și pe ăsta unde îl pui, mai în față sau mai în spate? În spate, eu sunt pe principiul de în spate, aia, da. Cum față nu înțeleg. Bun, mai întrerup, pentru că voiam să spun care e portița. Deci articolul 8 din codul rutier zice, pentru a fi condus fiecare autovehicul, blaba, trebuie să aibă nu știu. E motocicleta autovehicul sau nu? Și iată, definiția motocicletei din codul rutier. Autovehiculul cu două roți, cu sau fără etaj, blaba, blaba, ataș. Nu știu. Păi deci... Ataș. Ai zis etaj. Cu sau fără etaj. Cu sau fără etaj. Cu sau fără ataș. N-am mai văzut motocicletă cu ataș. Bun, echipa cu motor care are o capacitate nu știu. Băi, deci este. Este autovehicul, motocicleta ca atare, corect, potrivit legii, trebuie să aibă ce spunea mai departe. Mai devreme. Stingător, două triunghi reflectorizante și trusă medicală. În ceea ce privește... Ați încheiat? Da. Așa, te rog frumos, că ai venit, da, pe alea mea. I-a venit... Deci, atențiune, Luca are dreptate, mă rog, foarte multe mesaje cu Luca are dreptate. Și zice așa, că vă dau și modele. Ford Mustang Mach. Așa, da. Cred că am zis bine, da? Da. Sunt două mesaje. E plin București de ele. Am văzut. Așa, moment. Au difuzoare din fabrică, un alt mesaj. Ca să realizeze cetățeanul viteza cu care merge. Și am condus așa ceva, cineva nu dă nume de brand. Formă. Are dreptate, Luca. Exemplu, BMW X5 hibrid are așa ceva din fabrică. Hibrid are motor, bre. Mai departe am ajuns chiar și la un proprietar care zice așa, am opțiunea de a seta nivelul de zgomot al motorului pe un BMW X740D. Asta nu știu ce, dacă e electrică sau nu. De asemenea... Cum e? X7D? Cum e? Mai zi o dată. X740D. Și fii atent. Eu știam că e de la diesel, da. Poate mai la Hyundai... Ionic. Așa. Hibrid plug-in. Când se mută modul de condus în sport mode, așa, în difuzorul de interior se aude un motor V8, direct proporțional cu accelerația. Mamă, mă spart. Ce au făcut ăștia cu electricele? Că de unde ai sunet de troleibuz, îți spun acum ce vrei, V8, măcar putea suna unul. Dar nu poți să pui pe Dacia Spring un V12. Cum ar fi, mă? Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.